România este țara necruțătoare care nu vrea să le ofere copiilor abandonați o familie. Multe cupluri nu pot să aibă copii și recurg la adopție, dar sunt descurajați de multitudinea cerințelor impuse de instituțiile specializate în acest domeniu. Sperăm ca în viitor această problemă să fie rezolvată, iar numărul adopțiilor să fie cât mai mare. De ce credeți că în România adopția copiilor este tot mai dificilă? De ce? Pentru că situația e grea. E destul de grea în ziua de azi. E păcat pentru cei care vor să adopte și să le facă la copii o viață mai bună, o șansă la o viață mai bună, și pentru cei care nu vor să facă nimic, ce să spui, rușinea lor, că nu vor să ofere la bieții copii o viață mai bună, o viață mai altfel. E un lucru destul de rău, că adopțiile ar trebui făcute, că sunt atâta copii care stau acolo în felul cum stau în centrele de... și... sunt oameni destui care ar putea să facă treburile astea, da? Mai știți dumneavoastră, cei care au bani mulți nu se îndură. Cei care nu au, nu pot. Și asta e treaba. Dar păi, și dacă adopți copii, vedeți că toată lumea a pățit cu ei și de-aia nu mai vreau să adopte. Deci mulți copii, dacă duc în străinătate, folosesc pentru organe. Și de din auzite, n-am mai dat voie să facă treaba asta. Înțelegeți? Asta a fost toată problema. Mulți folosesc organele, nu ca să-i crească marși. Nu prea o părere plăcută. Copiii ar trebui să aibă cineva grijă de ei. Din cauza lipsei de bani, a traiului din România. Cine vrea să iei un copil, vă dați seama, foarte greu. Și alții au și se scapă de ei, nu? Cum e în România? Nu prea bună părere. Asta din cauza, nu știu ce să zic, cauza lipsei de locuri de muncă și părinții nu prea cu ce să întrețină, poate și neglijenți, într-un fel. Fiindcă nu are lumea bani ca să adopte copilul, de unde îl trebuie întreținut copilul, trebuie îmbrăcat, trebuie dat de mâncare și... Dacă ar avea salarii decente ca în Occident, ar putea să. Vedeți că vin mulți și iau cu vorba la cineva, cumpără copiii din România. Asta e situația. De aia mai... Și sunt în România sunt foarte mulți care sunt foarte virile, femeile și fac copii. Și nu prea, foarte puține poate să adopte. Asta e treaba. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 247263.